În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, în săptămâna luminată, anul acesta, am avut deosebita lucrare și rânduială divină a lui Dumnezeu ca să sărbătorim pe unul dintre mari mucenici ai Bisericii, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Ce ar trebui să știm întâi și întâi, pornind de la marele scriitor Tertulian, sângele martirilor este credința creștinilor. Timp de 300 de ani de prigoană romană asupra Bisericii lui Hristos, începând de la Nero, de la Dioclețian, 303-313, până vine edictul de la Milan, împăratului Constantin, creștinii erau prigoniți sub 6 împărați păgâni care au torturat și au ascuns biserica în catacombe, sub pământ sau în taină sau în mare atenție și grijă, prin anumite restricțiuni, prin anumite rânduieli, în care Hristos a lucrat în așa măsură ca biserica să nu piară. De data aceasta, Dioclețian află de la zeul lui Apollon, prin care vorbea satana, că toate vrăjitoriile și toate lucrările pe care le-ar face el ca zeu ar fi mult mai lucrătoare și mai vestitoare în lume, și prorociile și descoperirile ar fi, înaintevederile, ca să spunem așa, ar fi mult mai ample dacă acești oameni al lui Hristos, acești drepți al lui Dumnezeu, nu s-ar ruga și nu i-ar încurca lui lucrarea. Și atunci, după cum ne arată Sinaxarul și Viețile Sfinților, sub stăpânirea împăratului Galeriu și Dioclețian fiind și el peste Roma mare împărat, hotărăsc ca toți creștinii să fie uciși, martirizați, maltratați, ori se leapădă, ori chinuiți și decapitați sau uciși. În oastea de atunci, în Nicomidia, se afla Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Născut din părinți creștini, tatăl său fiind și el martirizat pentru moartea în Hristos, mama lui s-a retras în Lida, la moșia lor personală, unde astăzi există și o biserică în numele Sfântului, într-un oraș musulman numit Lod, unde este și mormântul Sfântului, și crescut de mic în credința creștină, îl înfruntă pe împărat și îi spune: ce satisfacție ai ca să vezi ucigând oameni nevinovați? Ce satisfacție ai să te pui de-a curmezișul Dumnezeului Ceresc? Ce satisfacție ai să faci rău unor oameni care întotdeauna și-au respectat îndatoririle față de Imperiu și au fost întotdeauna oameni cinstiți și civilizați? La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a înfuriat foarte, întâi l-a luat cu binișorul, și în cele din urmă Sfântul Gheorghe va pătimi o întreagă serie de ispitiri și lucrări martirice, începând de la groapa cu var, începând de la papucii înfierbântați în foc, începând de la piatra pusă pe pept, apoi mărturisirile de credință, bătăile trase pe roată, și în cele din urmă să fie decapitat. Am intrat subțint în această idee de martirajul, pentru că martirajul era de multe feluri. Ori erau duși în Coliseum roman și erau dați să fie mâncați de fiare, tigri, lei, flămânzi, care erau înfometați câte o săptămână, două, trei, ori erau puși să fie uciși de gladiatori, ori erau băgați în căldări cu smoală clocotită, ori erau băgați în căldări cu apă fiartă, ori în căldări cu ulei încins, ori legați de vii pe rug și arși, ori tăiați bucăți și aruncați în arenă. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe are această putere și primește de la Dumnezeu darul acesta al facerii de minuni. Este un sfânt popular, cum ar fi și Sfântul Mina, cum ar fi și Sfântul Dimitrie, tot mucenic, cum ar fi și Sfântul Panteleimon, cum ar fi și Sfântul Fanurie și alți sfinți pe care biserica îi cinstește și îi prăznuiește îndeaproape, iar foarte mulți creștini poartă numele acestor sfinți tocmai pentru măreția și straja lor. Ce ar trebui să constatăm noi la acești sfinți? În primul rând, tinerețea și frumusețea lor sufletească și spirituală, prin faptul că nu erau niște oameni trecuți de vârstă sau niște oameni care și-au epuizat problemele vieții și la urmă s-au gândit să se facă martiri. Erau oameni în floarea vârstei, începând de la 18, Sfântul Fanurie și terminând cu Sfântul Procopie, cu Sfântul Artemie, cu Sfântul Teodor Tiron, cu Sfântul
Sfântul Stratilat, cu Sfântul Mina, cu Sfântul Gheorghe, care avea 23 de ani și care au fost trecuți prin școala martirilor păgân și au umplut cămările raiului, cetățeni și oameni de casa lui Dumnezeu și care au demonstrat că pentru Dumnezeu se poate muri, așa cum vedem că personal Hristos i s-a arătat în temniță, l-a mânghiat, l-a binecuvântat și i-a vindecat pe loc toate rănile, a împărat-o a doua zi, a întrebat, cu ce vrăj faci tu aceasta? Și i-a spus, Dumnezeul meu nu este vrăjitor. Și i-a făcut cea mai mare, să spunem, demonstrație folosind ca expresie, dar aici nu vorbim de demonstrație, ci arătare, că Dumnezeu este Cel ce poate toate și în clipa în care un oarecare sărac avea un animal și a murit, Sfântul Gheorghe face o rugăciune și animalul învie, iar mai mult decât atât, Sfântul Gheorghe are puterea să se roage, să învie și un om, ca să se vadă cât de mare este strălucirea lui Hristos, Cel răstignit și înviat. Pun accentul pe, mai încet în altar. Pun accentul pe rugăciunea către Dumnezeul vieții. Pun accentul pe rugăciunea către împăratul vieții Dumnezeu, care cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. De ce spun acest lucru? Sfântul Gheorghe este numit și primăvară duhovnicească sau mlădiță duhovnicească, iar în cinstea lui și până astăzi, în unele zone creștine, acolo unde sunt creștini, deasupra ușei casei lor, este sculptat Sfântul Gheorghe în piatră, biruind balaurul, semnul biruinței, iar în alte părți creștine se pune o floare galbenă sau albă de primăvară cu o brazdă de pământ verde cu iarbă și o rămurică de salcie care să simbolizeze primăvara duhovnicească. Tot în viața Sfântului Gheorghe avem și mărturia unei zone oarecare, unde un fel de fiară din asta imensă, un fel de crocodil uriaș, un fel de balaur, venea în fiecare an la o anumită vreme și primea un om ca jertfă. Și atunci împăratul, ca să fie o egalitate și să poată dăinui împărăția mai departe, a spus așa, toți o să dăm câte un prunc când ne vine rândul, numai să salvăm cetatea. Și în fiecare an, la momentul potrivit, când apărea fiara respectivă, îi se arunca un tânăr sau o tânără pe care el o mânca și, bineînțeles, căutând cum se hrănesc aceste reptile, deci dacă înghițea un om, vreun an de zile ea stătea în peștera respectivă și dormea fără să mai deranjeze ținuturile. Când a venit vremea împăratul care știa că există Hristos, știa că există acest sfânt mare mucenic Gheorghe, cu tristețe în suflet, dar cu porunca dată că și lui când îi va veni rândul va da o odraslă, și-a dus fata la locul cu pricina, dar cu oarecare strângere de inimă, în momentul când a fost nevoie să ajungă songhit acea reptilă uriașă, acel balaur, acel ce era el un fel de dragon, în clipa respectivă apare Sfântul Gheorghe, care deja era martirizat, era îngropat, v-am spus, mormântul este la Lida, călare pe un cal alb și în momentul acela taie capul acelei fiare și salvează pe fata împăratului și ținuturile acelea. Când întreabă toți cine este acest viteaz, el spune, strigați la Dumnezeu și la slujitorul și ostașul lui Gheorghe. În cinstea Sfântului Gheorghe avem foarte multe biserici cu acest hram și știm prea bine că pentru oștile Moldovei el a fost întotdeauna ocrotitor deasupra armatelor și gloatelor moldovenești atunci când năvăleau turcii și chiar se spune că Mahomed al II-lea a avut ocazia să-l vadă pe acest purtător de biruință de două ori deasupra oștilor creștine. Odată la Vaslui și odată atunci când a fost la Războieni, deși Ștefan a pierdut lupta, turcii au văzut un călăreț pe cal alb deasupra oștirilor de luptă, fluturând un steag plin de sânge cu semnele Moldovei și au zis, cred că vom pierde războiul. Și într-adevăr, chiar dacă au ucis vreo 30.000 de oameni din oastea Moldovei și războiul aproape a fost pierdut,
Mahomet, care se gândea deja să cucerească Suceava, este nevoit să treacă hotarele și să ducă înapoi în zona turcească datorită unei molime și unei nenorociri, care era pe timp de vară, în care aproape jumătate din oaste s-a îmbolnăvit și abia putea să se mai miște pe drum dintr-un loc în altul și au fost nevoiți să se retragă, abandonând asediul Sucevii și cucerirea întregii Moldove. Mergem mai departe în istoria Sfântului Gheorghe și găsim că el este și ocrotitorul mare al călugărilor, după cum se semnalează și în viața Sfântului Gheorghe, că fiind în Sfântul Munte la Ochilie, care avea hramul Sfântul Gheorghe, și fiind un călugăr care avea evlavie la el și îi citea tot timpul acatistul și avea mare credință, când s-a săvârșit din viață, când să-și dea Duhul, a zis: Sfinte Gheorghe, ajută-mă! Și atunci, în clipa aceea, a apărut Sfântul Gheorghe îmbrăcat în haine de general ostaș, cu sulița în mână, și a spus: haideți să mergem la Dumnezeu. Când au ajuns la cerul al treilea, de unde încep cerurile îngerilor, după cerul de foc, îngerii au spus: ăsta ce caută aici? Este ucenicul meu. Treci mai departe, nu depinde de noi, dar nu cred că ajunge la tronul lui Dumnezeu. A trecut de toate cetele cerești și la cuvântul lui Gheorghe a ajuns până la ușa tronului Sfintei Treimi, când Gheorghe a bătut în ușă cu smerenie și a zis: Doamne, sunt eu slujitorul tău, Gheorghe, te rog să mă primești, aduc un suflet. Și a spus: tu intră, el nu. Și i-a spus Sfântului Gheorghe că faptele lui nu sunt de fața lui Dumnezeu. Și Sfântul Gheorghe a început un întreg ritual de rugăciune, zicând: Doamne, pentru rugăciunile martirilor, pentru rugăciunile sfinților, pentru rugăciunile dreptilor, pentru rugăciunile cuvioșilor, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, te rog să le ierți. Și a spus: nu pot să calc Scriptura, nimic necurat nu intră în împărăția mea. Nu am ce să-i fac. Nu este pregătit pentru acest loc. Și atunci Sfântul Gheorghe îi spune așa: Doamne, atunci pentru dragostea cu care eu mi-am dat sângele pentru tine, măcar pentru asta primește în împărăția ta. Și a spus: nu, ia-ți-l, du-l pe pământ, îi dau dreptul să se întoarcă viața în el, să-și facă faptele de credință și apoi îl aduci la mine. Nu pot să calc Scripturile. Și atunci Sfântul Gheorghe s-a întors înapoi de la ușă, l-a luat pe suflet și, mergând înapoi pe pământ la chilia lui, a spus: ticălosule, să nu mă faci de rușine înaintea lui Dumnezeu, îndreaptă-ți viața, că eu am pus cuvânt pentru tine, dar fără de legile tale se vede că sunt mai mari decât mila lui Dumnezeu. Și în felul acesta, acel călugăr și-a îndreptat viața și după 40 de zile a fost luat și dus de Dumnezeu la cer cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Mucenicii sunt temelia bisericii, cuvioșii sunt evlavia și floarea bisericii, martirii și mărturisitorii sunt strălucirea și cununile dumnezești ale stelelor din bolta bisericii, iar ierarhii, mărturisitorii, sfinții și toți marii scritori bisericești și tot ce are biserica alcătuiesc biserica cea duhovnicească și luptătoare de pe pământ, care mai târziu, trecând în împărăția lui Dumnezeu, alcătuiesc biserica cea biruitoare din cer, care veghează asupra bisericii celei pământești, ca noi să ne putem bucura în plin secol 21 de mulțimea și frumusețea slujbelor, de mulțimea și frumusețea celor ce poartă numele acestor sfinți, și pe această cale se cade să le urăm sănătate și binecuvântare, putere și lucrare duhovnicească, ferire de primejdii și de necazuri. Mare apărător, te-a aflat pe tine în primejdii lumea ca un ocrotitor a celor săraci, cum spune mai departe, împăraților ajutător și doctor celor ce te cheamă pe tine, cum spune troparul Sfântului Gheorghe, el nu este altceva decât un izbăvitor a celor robiți, pentru că și Sfântul Gheorghe are putere ocrotitoare, exact cum o avea și Sfântul Nicolae și Sfântul Dimitrie, făcând multe minuni, așa cum le găsim în viețile sfinților și cum ați găsit și postat pe pagină aseară la Sinaxarul Ortodox. În mod intenționat am pus, ca să văd câtă lume are plăcerea de lectură, și într-adevăr bucuria a fost neașteptată. Peste 90.000 de oameni au accesat viața Sfântului Gheorghe, au citit, și peste vreo 3-4.000 au fost cei care au apreciat și care au și transpus în pagina lor și au comentat, ceea ce înseamnă că Sfântul Gheorghe este la fel de minunat, la fel de autentic, la fel de viu în inima poporului. Și chiar dacă
de 1700 și ceva de ani a trecut prin istoria bisericii și a fost pământean ca noi, el nu este uitat de numele celor care îl pomenesc cu credință. Nu este uitat de cei care îi poartă numele, nu este uitat de cei care îl iubesc și de cei care îi cinstesc. Biserica, pătimirea, viața și mai este încă o istorioară, pentru că Sfântul Gheorghe poate face și lucruri mai hazlii. Trei negustori se duc undeva, vând niște marfă și sunt păziți de niște tâlhari. În momentul când se întorc înapoi spre casă, tâlharii urmăresc să-i prade, se strânge o gloată mare de ciomăgari din ăștia și de bandiți care să-i atace, iar negustorii de frică se ascund într-o biserică părăsită, dar cu uși sănătoase, pun drugii la uși și se duc repede la icoana Sfântului Gheorghe și spune: Sfinte Gheorghe, păzește neaverea! Sfinte Gheorghe, scapă neaverea! Scapă-ne muncuța noastră cinstită, că noi n-am înșelat pe nimeni! Și s-aude din icoană: stați aici lângă icoana mea, în genunchi și vă rugați, că nu se va întâmpla nimic. Când au ajuns tâlharii la ușa bisericii, au zis: nu cred că au intrat aici, că iată toți păianjenii au umplut ușa bisericii și dacă ar fi fost să intre oamenii în ea, nu erau păianjeni la ușă. După două zile de stat acolo liniștiți în biserică, când și-au terminat merindia, oamenii au dat să plece, nu s-au putut lua trăistile cu bani din fața icoanei. Și atunci negustorii au zis: Sfinte Gheorghe, trebuie să-ți plătim cumva pentru că ne-ai ocrotit? Și Sfântul Gheorghe a spus: nu, trebuie să aveți grijă de locașul meu. Și au început ei să spună: uite, Sfinte Gheorghe, dăm și noi câte 50 de bani de aur. N-au putut ridica traistele de jos. Dăm și noi câte 100 de bani de aur. Și când au pus toți în fața icoanei câte 100 de bani de aur pentru reparația bisericii, în clipa aceea și-au putut lua restul de bani și-au putut pleca sănătoși la casa lor. Și în felul acesta, venind preotul, a găsit banii în fața icoanei și a înțeles că Sfântul Gheorghe și-a cules sau și-a făcut singur colecta pentru repararea bisericii lui prin propria lui lucrare, prin propria lui putere și prin propria lui rugăciune. Încă o dată, celor ce poartă numele de Gheorghe, Gheorghiță, George, Georgeta, Georgiana și toate derivatele acestea, să aibă har și putere în Duhul Sfânt, luminare și minte înduhovnicită, să aibă credință și nădejde și toți sfinții mucenici, salba bisericii noastre ortodoxe universale, să păzească tot pământul românesc, tot pământul acesta de la un capăt la altul, unde este suflare omenească, nu contează ce religie sau ce credință ar avea, dar să fie harul lui Dumnezeu peste noi toți, cu al său dar și a sa iubire de oameni, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.